Muzeul Național al Poliției Române a fost amenajat într-o clădire cu mare valoare artistică și istorică, refăcută în stil neoclasic între anii 1867 și 1893. Casa a fost construită inițial mult mai devreme, în anul 1701, din inițiativa domnitorului Constantin Brâncoveanu, pe locul alteia mai vechi, care a aparținut lui Grama Stolnicul. Va fi numită Casa Coconilor, adică a fiilor domnitorului. În cele două țări române, Țara Românească și Moldova, prima instituție polițienească consemnată de documentele istoriei a fost Agia, care avea obligația de a asigura ordinea, liniște și curățenie orașelor Iași și București. Fiind o instituție importantă a statului feudal din cele două țări, în fruntea Agiei s-au aflat personalități de seamă precum Neagoe Basara, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Sub ordinele Agiei se aflau importante efective militare care participau la apărarea țării. Ideea înființării unui muzeu al Poliției Române la Târgoviște, oraș cu însemnate repere istorice, s-a născut în anul 1998, când o delegație a Asociației Internaționale a Polițiștilor IPA Regiunea Dâmbovița, împreună cu colegii în regiunile Brașov și Timiș, cu asistentul secretarului general și cu trezorierul național, au efectuat o vizită în Ungaria. Printre obiectivele vizitate s-a numărat și Muzeul Poliției Maghiare, cu rol de liant între comunitate și polițiști. De aici a venit ideea înființării unui muzeu similar și în țara noastră. La 7 iulie 2000 a deschis porțile publicului larg Muzeul Național al Poliției Române, singurul muzeu cu acest profil din țara noastră. În primele vitrine avem arme cu cremene și arme capsiere de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea. Una dintre cele mai frumoase piese este acest pistol cu cremene, folosit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, donația președintelui României. Muzeul Național al Poliției Române din Târgoviște se alătură programului cultural european Noaptea Muzeelor, inițiat de Ministerul Culturii și Comunicațiilor din Franța și ajuns la cea de-a 8-a ediție. Astfel, sâmbătă 19 mai, muzeul va deschide porțile vizitatorilor între orele 19 și 21, accesul fiind gratuit. Sălile muzeului adăpostesc bogate colecții de heraldică, uniforme și echipament, documente și obiecte din istoria de peste un secol și jumătate a poliției și jandarmeriei române, acesta cuprinzând o impresionantă colecție de uniforme și însemne polițienești din întreaga lume.